4,3% inflația pe luna ianuarie? 4,3%? Nu doar că a înghițit orice creștere de salariu, dar a și depășit-o. Domnul Dragnea, vedeți ce e cu nenea Vâlcov? Cred că-i filează geniul economic. Îi se stinge creația financiară, domne. Abia-i mai pâlpâie talentul. Na, de piatră prețioasă ascunsă în pereți să fii și n-ai cum să nu te gândești la ăia 8 ani. Să-l mai ia tanti Viorica și pe el la salon. Se mai relaxează, nu mai e cu gândul doar la beci. Vorbim de cel mai mare nivel al inflației comparativ cu luna iulie 2013, un avans de 4,3% comparativ cu luna ianuarie a anului trecut, scumpiri în ceea ce privește prețurile la mai multe alimente. Da, normal că va fi bine, domnule Dragnea, dar nu ne facem noi griji, pe asta o știm. Doar dacă nu cumva, Doamne ferește, face ceva statul paralel sau își bagă coada nenea Soros ăla. Dar altfel, dacă e după programul de guvernare, o să fie bine. Asta da, știm, am învățat-o pe asta. Dar v-ați gândit cum o să fie și mai încolo? Mai încolo, zic, dacă o să fie să primiți măsuri economice de la Vâlcov la vorbitor. Parcă o văd pe doamna Viorica toată ziua cu sufertașul la poarta închisorii. Bună ziua, Vasilica Viorica sunt. Am venit să iau următoarele măsuri de înflorire a României. România și-a crescut datoria publică cu 1 miliard de euro. Să ne înțelegem, nu e vorba că ar fi crescut inflația cu cine știe cât. Chiar nu. Chiar nu e o sumă, ca să zic așa. În plus, dacă ignori urletele ăstora care nu ne dau voie să avem inflație ca să nu folosim banii pentru a ne dezvolta, Doamne ferește să facem asta, până la 10% acolo, ba chiar mai mult în câteva luni, un an, inflația e chiar foarte bună pentru dezvoltare dacă, atenție, dacă bagi banii unde trebuie. Doar că la noi banii nu sunt unde trebuie. Problema e că a crescut inflația pe creștere economică mare și pe investiții zero, tătii, cu acolo-i marea bubă. Să bagi banii în salarii, iar după aia te uiți că acele creșteri sunt mâncate de inflație. Deci e limpede că faceți ceva foarte, foarte greșit, băieți. Adică, Nea Livache, cum să zic eu, degeaba dai mai mulți lei dacă sunt lei mai mici. Ba ne mai trezim și cu datorii mai mari. Understand, mă, tată, mă? Sincer, nu înțeleg ce e cu atâta agitație. Ah, mă scuzați, nu? Am zis că nu s-au făcut investiții anul trecut. Puf, fii-mi iar capul al naibii, cât în pii mai sunt. N-am luat, mă, rachete. Am luat rachete și taburi și corvete și avioane și chestii de alea de tablă de le folosesc cu oamenii la război. Ce vorbești? Investiții, frate. Uite, așa ne ducem în cap, mă.